că vrem să ne deschidem într-adevăr foarte mult către potențiali investitori care sunt în lumea întreagă. Și chiar dacă este criză financiară încă, eu consider că Suceava are aturi importante din foarte multe puncte de vedere, dacă vreți și istoric și tradițional, dar și al ceea ce înseamnă resursă, atât cea umană cât și cea naturală. Și vreau să spun că, într-o oarecare etapizare, cea mai importantă întâlnire pe care o avem în sensul ăsta va fi pe data de 5 martie, atunci când vom avea o bilaterală cu partenerii din Cernăuți și la care vom stabili, printre altele, și derularea unui forum economic pentru agenții economici care sunt atât în partea ucraineană cât și în partea românească. Această întâlnire va fi la frontieră, pe partea ucraineană, la care aștept să avem discuții constructive cu guvernatorul Pachiev și cu președintele Băinicerul. Acest forum economic este dorit de ambele părți și sunt convins că în acest an o să găsim o formulă prin care să putem pune în practică și eventual să lărgim nu doar la nivelul Suceava-Cernăuți, cât și la județele sau regiunile adiacente.